Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În România sunt o mulțime de companii de stat. Statul are peste 1400 de astfel de firme. Tare statul. E un record la nivelul Uniunii Europene. Mii și mii de oameni sunt angajați în aceste firme, care în imensa lor majoritate sunt falite. Și au nevoie de diverse subvenții. Ca să poată funcționa. Sigur că cele mai multe dintre ele ar putea fi privatizate, adică obligate să funcționeze eficient sau să moară în economia reală, ori una, ori alta. Dar asta ar însemna să dispară o resursă uriașă de șperți și sinecuri pentru mii și mii de oameni conectați la rețelele mafiote de partid, că asta sunt. Există însă și unele companii de stat care cumva n-au încotro și fac profit. Deși ele, săracele, cred că se zbat să nu, dar uite că fac profit. Adică încasează atât de mulți bani încât oricât ar risipi, tot rămân miliarde. Cum ar fi, de pildă, Nuclear Electrica, unde s-au produs dividende de 4,4 miliarde de lei din 2016 încoace. Sau Romgaz, care a avut dividende de 7,8 miliarde de lei din 2016 până anul trecut. Sau chiar și Aeroportul Otopeni, care numai anul trecut a făcut un profit de jumătate de miliard de lei. Aceste sume uriașe, care reprezintă profitul unor mari companii de stat, ar trebui să fie folosite, evident, pentru investiții, modernizarea, retehnologizarea, dezvoltarea afacerii respective. Orice patron al unei firme, când face dividende atât de mari, se gândește, ok, pun deoparte un pic pentru mine să trăiesc eu și restul, bă, cresc afacerea cumva, ca să rămână profitabilă, să rămână competitivă. Dar banii acestor companii sunt luați de guvern și sparți, cheltuiți totalmente netransparent pentru, știm deja, diverse pomeni, bonusuri, vouchere, alte subvenții, contracte, ceea ce înseamnă că acestor companii, tocmai proprietarul, le sabotează sistematic șansele de a rămâne competitive, de a se dezvolta, de a se moderniza. La Nuclear Electrica, de pildă, statul a luat cu regularitate 82% din profit, an după an, în ultimii 8 ani. Încă o dată, 4,4 miliarde de lei. 82% luați de stat. De altfel, de la toate companiile pe care le deține în sectorul energetic, unde se fac bani enorm de mulți, statul a luat practic tot profitul în fiecare an. Adică 34,4 miliarde de lei, adică circa 7 miliarde de euro, de la Romgaz, Nuclear Electrica, Electrica, Compet, Transelectrica și Hidroelectrica, a calculat Ziarul Financiar. Cu acești bani, luați de stat și dispăruți, nu se știe pe ce, 7 miliarde de euro, se puteau face reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Sau se puteau face 13 centrale pe gaze, așa cum a făcut OMV, una la Brazi, de 860 de megawați. Dar banii au fost cheltuiți pe nesfârșita petrecere pe care o tot dau guvernele pentru cetățeni, deci s-au pierdut. În lipsa dezvoltării, tot noi cetățenii plătim când vin momente de presiune sau criză, cum a fost în ultimele săptămâni, mă refer la domeniul energetic. Din cauza subdezvoltării producției de energie și rețelei energetice din România, lipsite de investiții de decenii întregi, noi am ajuns să plătim cele mai mari prețuri din Europa pentru energie. La un moment dat, săptămâna trecută, România importa aproape 1500 de megawați de energie într-o zi, echivalentul centralei de la Cernavodă. Dacă statul n-ar fi luat dividendele acestei companii și ar fi permis să folosească banii pentru dezvoltare, prețul energiei ar fi fost mai mic și noi am fi cheltuit mai puțin din banii pe care îi câștigăm noi din munca noastră pentru import de energie de pe alte piețe, din alte țări, unde aceste investiții s-au făcut. Un alt exemplu acut este Aeroportul Otopeni, cel mai mare aeroport al României și, de departe, cel mai prost, mai mizerabil, mai disfuncțional, mai înghesuit aeroport internațional al unei capitale europene. Este un jeg, să o spunem pe dreptul, este un jeg de aeroport în capitala României. Cine vine în România de afară întâlnește acest jeg. Poate nu o să credeți, dar această rușine de aeroport face profit cu găleata. În 2023, cum spuneam mai devreme, jumătate de miliard de lei. Cu un an înainte, peste 300 de milioane de lei. Și tot așa.
statul a luat peste 90% din profit, an de an. Și evident, în lipsa investițiilor pentru dezvoltare, aeroportul se degradează de la an la an. Nici măcar nu e vina angajaților de acolo. Și ei și-ar dori, în mod evident, să lucreze într-un aeroport civilizat, modern, așa cum sunt imensa majoritate din Europa, din capitalele europene. Dar nu se poate. Problema e că investițiile de care au disperată nevoie aceste companii sunt acel gen de investiții care și durează foarte mult. Când să faci un nou terminal la Otopeni, durează, cred că în România o să dureze 10 ani când s-o apuca să facă. Ca să faci încă două reactoare la Cernavodă, la fel, o să dureze foarte, foarte mult. Deci ele trebuiau începute acum 10 ani ca să-și facă simțite efectele azi. E ca în educație. Dacă reformezi educația astăzi, că toată lumea vorbește despre asta, ce bine ar fi să avem o educație de calitate în România. Dacă educația ar fi de calitate azi în România, ar trebui minimum 10 ani, 12 ani, poate 16 ani, ca să începi să vezi primele rezultate la absolvenți și de-abia după aceea, peste o generație, să vezi cum crește. Alte țări au făcut asta. Coreea de Sud este un exemplu de țară care a investit enorm de mult în educație. Și a devenit o putere economică aproape globală, regională cu siguranță. Da, pur și simplu, cumva, guvernele noastre par complet incapabile să imagineze vreo politică de dezvoltare pe termen lung și să se țină de ea. E pur și simplu politicienii care ajung să conducă România par, ca să mă exprim frumos, lipsiți de minima capacitate intelectuală de a se pregăti pentru viitor. Zici că sunt repetenții clasei. Ah, pardon. Chiar sunt repetenții clasei, mulți dintre ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.